Peste 400.000 de cetățeni au aderat la inițiativa Mișcării pentru Popor, prin care guvernului se cere să compenseze integral facturile la gazele naturale, energia electrică și încălzire pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie. Sute de activiști, inclusiv cei din Partidul Șor, își continuă activitatea în corturile special amenajate în toată țara. Oricine se poate apropia la aceste corturi pentru a se informa și pentru a semna petiția. Partidul Șor a instalat corturi de informare în peste 150 de localități din țara noastră. Aici, în corturile Partidului Șor, oamenii primesc publicații care vorbesc despre starea actuală a țării. Activiștii și susținătorii Mișcării pentru Popor sunt siguri că cetățenii moldoveni au dreptul să ceară guvernului să le achite integral facturile pentru încălzire, gaz și electricitate, deoarece pentru mulți oameni sumele sunt exorbitante. Pe lângă campania de colectare semnăturilor, activiștii le vorbesc oamenilor despre proiectele propuse de Mișcarea pentru Popor. Astăzi activează și pe parcursul acestei săptămâni vor activa 25 de corturi în Chișinău care vor informa chișinăuienii și oaspeții Chișinăului despre activitatea Partidului Șor, despre programul oferit de Partidul Șor în condițiile crizelor economice și energetice care există în Republica Moldova și este foarte important în condițiile dictaturii, când posturile de televiziune sunt închise, să avem un număr suficient de surse de informare. Trebuie de menționat că în campania de informare a populației este explicat și tatăl actualului ministru al finanțelor, Veronica Sirețeanu Vragalevna, Ivan Vragalev. El le explică oamenilor esența inițiativei pentru popor și colectează semnături în sprijinul acesteia. Amintim că activiștii și susținătorii mișcării au reușit deja să colecteze peste 400.000 de semnături în susținerea inițiativei de a obliga guvernul să compenseze integral facturile populației pentru lumină, gaz și căldură primite în această iarnă.